Salutare urșilor, bine ați venit la o nouă serie pe canal și acesta este de Tarkov, doar că nu orice fel de Tarkov, este de Tarkov tutorial. Aici o să învățăm cum să jucăm cât de bine putem, adică să încerc să vă învăț chestiuțe. Și numai am încercat să fac ceva mai interesant și așa să ne jucăm custom. Custom e mapa oricărui începător, care n-are o experiență foarte mare cu Tarkovul și are de făcut micile misiuni. Așa că o să încercăm ca prim episod să vă aduc la cunoștință mici tipsuri de alea nebunii. Ce să faceți în dorms, că acolo e zona, hot zone-ul ăla, că e Marcola Sfânt acolo care îți dă de te usucă. Și din experiența mea de 4 wipe-uri și o speranță de jucat Tarkov și de bătut pe dorms de m-am săturat, am să încerc să vă spun și vouă anumite chestiuțe care ar putea să vă ajute sau nu. Bine, dacă deja le știți, nu fiți hopteri din aia cu mine, că nu e bine. Dar dacă nu le știți, sper să vă ajute. Acum contează foarte mult spawn-ul în care sunteți și depinde ce vreți să faceți pe mapă. Doar că momentan dorms o să fie principalul nostru target. Și dacă doriți și alte episoade, de exemplu, voi dorine, fă-mi misiuni, să începem toate misiunile de la praporul de la A la Z, ce trebuie să faci, unde poți să găsești item, quest-urile și toate alea. Putem să facem și chestia asta, sau uite, cum să joci, cât de bine poți lab, sau cât de bine poți să joci pe custom, sau ce rute sunt cele mai ok pentru un începător, sau ce rute sunt cele mai ok pentru un mini-chad. Uite, ăsta este un spawn destul de ok, suntem la Big Red. Și dacă suntem aici spawnați la Big Red, din dreapta ar putea să ne vină playeri. Și din partea ar putea să ne vină playeri. Și cel mai întâlnit spawn este acesta de la care a ferată din fața noastră, care pur și simplu îl găsim aici. Și cel mai probabil, dacă avem aici un spawn, o să-l fie pe aici, care o să ne campeze. Și niciunul cu jumătate creier nu o să stea, de exemplu, aici să te țină, pentru că ai piatra din față. Cel mai probabil o să stea aici, ceva de genul, pentru că de aici poate să-ți dea epicul și să aibă cover destul de mare, sau pur și simplu înaintează. Haide măi, nu mă bate acum asta mine și poate să vă țin, uite aici, după astea, după alea. Dar dacă cineva se spawnează acolo, logică se va duce direct pe dormitoare ca să prindă direct hot zone-ul. Și mai este și spawn-ul de aici, de la Smuggle Boat, care pur și simplu poate să vină încoace și să vă țină de la copac, pentru că are cover și toate cele, uite, poate să vină de aici, asta e o chestie basic, să vină să țină, numai că ai copacul ăla din față. Dar dacă vii în partea asta, ai și tu un mini cover și dacă stai și pe dreapta copacului, vezi perfect aici cum vin ei și poți să-i bați din prima. Așa. Aici chestii scavi ar putea să fie. Văd că nu sunt, e tot ok. Și acum să mergem spre dormitoare. Iar aici îți posibilitate mare de camping. Dacă e cineva care are nevoie de bătut player cu pistolul, ar putea să stea pur și simplu și în zona asta să vină să aștepte stânga sau dreapta, pentru că aici are cover de bush. Dar astea sunt puțin player care fac chestia asta și cei care pur și simplu stau camp la chestiile de genul, sunt niște player cu experiență destul de mare de joc sau foarte mică, pentru că au nevoie de quest-uri sau anumite chestii. Și ca să intrați pe dormitoare sunt mult mai multe diferențe. Adică poți să fii un rusher, un adevărat chat boy, să te urci direct la 3, dar la 3 este un pic mai complicat, sau poți să te duci pe la parter. Pe la parter e cea mai safe chestie, pentru că dacă te uci până la 3, poți să-ți dea din 2 story, poți să fie cei de la construction sau de la Rashala House, de la Stronghold. Și tu când te uci la 3, pune deschizi și până la 3, tu ești ciuruit. Dar cel mai bine e deschizi aici la parter la 1, clearuiești un pic, short pick-uri de-astea nebune, ieși și mereu închis ușa după tine, că în caz că vine cineva din spate, pur și simplu îl vezi. Aici poți să te uiți. Și mereu aici când intri te uiți așa puțin să vezi dacă ai player care te campează, dar multe ori nu prea stau ei aici foarte grav, doar dacă te aude din timp și n-au ceva mai bine de făcut. În plus aici când intri poți să te uiți. Aici am dreapta și mici șanse deoarece că... Da. Scavul este acolo. Sunt mici șanse să te campeze cineva deoarece ar putea... Tot ce trebuie să faci aici e să faci jump-uri și alte chestii și nu știu ce. N-am pus aici că n-ai ai ăla și dacă zicem ai unul aici pe el, poți să înaintezi până aici și aici să ai un cover cât de cât ok. Sau pur și simplu poți să... Opa, stai cu minte nebunule.
La fel și aici, dacă la aibă unul în față, poți să dai blind pick-uri, pur și simplu tu ești aici, așa decât de ce să faci tu pick-uri, așa să-ți dea cap. Totul asta e aici, apeși Alt și S și pur și simplu trage nimic. Și dai blind pick-uri. Și faci așa și... Pur și simplu, dacă face pick, poți să-l bați, dar să bate în scavul ăsta de aici. Bun, și acum când urcăm sus... Opa! Cam mulți scavi. Asta e un pic dubios. Cel mai bine aici, când urcăm la 3, noi dacă suntem aici, pur și simplu, ne uităm aici să nu fie scav. Și aici când ne urcăm să încercăm să nu stăm foarte mult în zona asta, din simplu fapt că avem, după cum se vede, acolo cortul. Și cei care de obicei stați acolo și când aveți shooter born in heaven, pur și simplu stați la acel copac cu un sniper și când urcă, pur și simplu puteți să o dați direct de aici sau când se urcă. Cel mai bine aștepta să fac aici picul, că toată lumea care vine face chestia asta. Se uită stânga, dreapta, dar prima dată face picul aici pe dreapta să vadă dacă îs în capăt. Și după pur și simplu vine și face așa aici. Dacă vede pe cineva, cel mai probabil stă pe crouch și încearcă să facă chestia asta, să-l țină. Dar asta e o chestie, că dacă ai acolo player și deja ți-ai clearuit zona aia, de-aia poți să o faci și de la 2. Unde este un pic foarte, mult mai simplu, pentru că poți să-l vezi dacă e acolo, doar spam în țiu. Sau poți că și de pe scroll, ridicați un pic și aici se vede dacă e camp. Și dacă pur și simplu te campează de aici, poți să-l bați, că el nu prea poate să te vadă din cauza copacilor. Și când urci, iar e ok, să zicem, băie pe stânga, te e la Markrum acolo, ți-a lutat deja Markrum, te bagi aici, după asta să ai un mic cover și aceeași chestie. Tragi în el și făcând chestia asta, vezi, dacă el te campează în partea aia și tot la fel o faci. Și dai un full spray, dai blind pick-ul. Și deja tragi în el ușor, ușor. Și, nu știu, și altă chestie, dacă veniți și stai să dau un reload. Pentru că am rămas fără gloanțe. Haide mă ia acolo. De exemplu, voi vă bateți aici, sunteți doi, unul ține din partea asta, cearcă să de blind pick-uri să facă zgomotul. Poți să sari direct aici și să te uiți pe terasă. Dacă este ieșit pe terasă să-l campeze, că multă lume face chestia asta. Eu sunt aici, în zona de marco. Ce faci mai aici, măi, măi nebunule, măi, te-am și speriat că am tras după tine. Bun, el, toată lumea face chestia asta, da, el se bate nebunii, da, blind pick-uri, tăcă. Și multă lume iese aici și încearcă să țină asta, asta. Sau pur și simplu eu unul aș intra pe aici dacă aș fi ținut la Markrum și deja încerc să pușez. Ok. L-am bătut și pe asta, interesant. Și pur și simplu încerc să pușezi. Dacă intri de aici, poți să-l ții direct mai bine, poți să puși până în partea asta și tot aici poți să-l pușezi. Dar cel mai ok, poți să încerci. Uite, și aici, eu aș spune la multă lume să nu mai iasă pe hol, pentru că de acolo le urcă pe hol și te bate. Aici e o chestie tâmpită, dar este foarte ok dacă ești primul aici și n-ai marchiu, această cheie mirobolantă care eu zic că merită. Pur și simplu ce faceți? Stați aici. Din partea asta puteți să aveți cover dacă este cineva pe terasă de aici, ar putea să mă nimerească mult mai greu. Pur și simplu o să aveți timp, trage după voi, trage, trage și intrați înăuntru. Dar puteți să campați aici, să stați frumos, să vă puteți chiar și pe burtă, să nu ziceți că vă luați din stronghold și din altă parte. Și când au zis că bagă cheia în ușă, pur și simplu v-ați ridicat și el când deja ați auzit că a deschis și-a puteți să trageți prin asta. Și după ce ați tras prin asta, nu știu, cred că am glus destul de puternic și a ieșit, a și ieșit clonțul, dar el deja, uite, dacă îi dați fisc, cum sunteți, clonțele n-au o traiectorie atât de bună când trageți pe mine, dacă trageți un pull spray, uite, de aici, de exemplu, un glonț îi vine în cap, un torac și alte chestii. Și pur și simplu el descuie și când l-am zis că n-a tras direct, ați așteptat să deschidă și când a deschis, pac, a tras după el și după ce aveți cum sunteți aici, și din picioare, fără să, pur și simplu dați pull spray și puteți să-l omoriți și Marco ia vosul, pentru că el n-apucă după ce a deschis ușa. El n-apucă să se ducă direct pe luci, deși a stras pe el, că multă lume are tendința, băi, oare ce am găsit? Și pur și simplu atunci ai timp să tragi, fiindcă scândură dă destul de mult damage. Și are o chestie interesantă, merge când sunteți aici și știți că vine un squad spre voi, închideți-vă această ușă, din simplu fapt că sunt mulți care vin din partea aceea și stau la copacul magic. Bine, așa îi se zice. Stau acolo pe deal, pe hill și stând aici voi... Vă bateți, faceți short pick-uri, mai aruncați un enemy, un alt, el de acolo direct vă dă one tap și n-aveți ce să faceți. Sau chiar din tot story, dacă vă duceți să duce acolo la negrală, tot vă bate. Așa că vă închideți ușa să aveți un cover, pentru că asta e ușă de metal și pur și simplu... Da, nu e atât de easy să treacă glunțul. Uite, și era că trage un damage mai puțin. Așa că dacă știți, băi,
Eu mi-am notat marcurile, mă, da, uite, pot să mă ascund și aici. După asta, da, am și aici un mini cover, pot să mă pun și pe burtă să fac această chestie, gen să dau așa și fac slice să mă uit. Iar este ok din simplu fapt al recall-ului și toate cele. Dar ce mai ok e să vă duceți aici, tot la fel cu blind pick-uri, duceți un pic așa, pe, să știți că nu vă luați. Și tot la fel aceeași chestie și începeți să trageți. Dar nu știți în ce trageți, da, se duce încolo, glon, se duce peste tot. Dar simplu fapt că dacă e, mai faceți zgomot, mai faceți toate astea și sunt șanse să le eliminați. Au plecat gloanțe și pe aici, și pe aici, și pe aici, și peste tot. Și din simplu fapt ați putea, la fel și peste tot. Aceste blind pick-uri pot să vă salveze pielea de multe ori. Se că nici nu știi cum e de la în cap și din simplu fapt că tu tragi blind pick-uri, ăla se mai ascunde, vede că tragi după el și are să-și schimbe poziția, să facă cover. Puțină lume chiar ține la blind pick-uri, adică bă, să stea el fix așa, că nimeni nu se ridică să-și iei un glonț așa venit din căieri și să-l omoare. Cam asta e, dar ați putea să faceți mai multe chestii. Uite, acum venim aici pe el, pe zona asta. Mi-a luat ceată, a rămas fără glanțe, boys. A rămas fără fucking glanțe, de să-mi dau un... Am dat drop, ok? Sunt prost. Așa e când mor de scap și-și paletă. Ce glanțe avea? Oh, uite, asta avea o armă destul de interesantă, de să o luăm pe lui. Ce mă, faceți chestia asta? Băi, vă duceți, vă bateți, vă... Toată manevra. Ia, hai să o luăm. Avem VPO, FMJ-uri, e ce trebuie. Fac direct. Bine, și asta e faza că puteți să lutați aici, adică aveți, hai să vă arăt și toate gicile după el. Acolo aveți niște geți și în partea asta aveți iară geți. Nu o să ne healuim că deja am healuit de mare parte, deci aveți iară niște geți. Și iar o chestie foarte bună. Hop, intrăm înăuntru. În caz că aveți, da, asta o să, nu vă dau spoilere, acolo mai aveți niște geți. Deja o să facem tot drone zoom, asta să mergem la etajul 3 să vă arăt și aici agicile. Vă arăt agicile de peste tot, deoarece în caz că jucați împreună cu un prieten sau cu doi și un prieten zice, băi, am adus să lutez mark room, nu mai stai și te gândești, băi, lasă-mi mie sau nu știu ce, uite aici aveți alte două geci. Tu zici, da, frate, tu te duci pe aici, aici două geci, aici în capăt alte două geci, da, uite aici alte două geci, pac, pac, aici, deja de la etaj 4 geci, de jos mai are a două. Sunt deja 6, cobor jos de tot. Da? Deci sus ai 8. Până acum 8, aici cobori. Pur și simplu aici deschizi ușa. Fac, aici sunt niște chestii, pur și simplu poți să găsi ceva pe paturi. Aici mai ai încă o geacă. În zona asta, uite aici mai este o geacă. Aici unde e? Ce stai tu acolo? Ia ce armă ai? Același VPO, ok, dar să dăm un... Hai mă, numai să dau un load, dăm un unload. Așa, aici mai aveți încă 20 și mai aveți și poate asta încă 2. Adică dacă voi sunteți rapid de mână și oameni și mâncărică, voi sunteți rapid de mână și lutați toate cicile astea, măi, ok, bună, poate să văd un factory key care este 60.000 sau ceva de gen un military checkpoint și toate manevrele. Pur și simplu puteți să vă faceți aici, apoi se poate spawna factory queue, asta este 3 story, cam astea schiste. Dar de aici mai sunt o grămadă de uși care pot fi deschise cu cheie sau fără cheie, care pot să vă dea divers loot. Dar vă zic hot, adică băi, ce e bun și mult. Acum să mergem pe 2 story, unde și aici. Acolo, cum am mai zis, hai să vă arăt toată manevra. Dacă tot facem ca lumea 3 story-ul. Este un clip un pic mai lung, dar cine se uită și este atent îl poate ajuta și poate face diferența în fight. Dar mereu, nu uitați, uite. Să-mi dau și eu un painkiller. Dăm un ibuprofen. Să zicem, veniți dincolo. Da, ați prins spawn-ul. Un pic mai greu, l-ați prins în partea cealaltă la stâlp. Deja știți că nu sunteți chiar primi acolo. Din simplu fapt că, na, poate să fie și ăla de la gard. Deci, nu se vă simțiți voi. Sigur, pe voi că sunteți. Intrați pe aici. Multă lume are tendința, bă frate, mor direct la 2. Aici este o chestie foarte riscă, adică poți să deschizi ușa și faci shot-ul ăsta și multă lumea te așteaptă. Da, poți să fugi direct aici, de-aia ușa, adică tu poți să faci, trebuie să ocolești această ușă ca să intre aici înăuntru. Deja sunt șanse să ți-ai de 10.000 de ori cap.
Asta nu recomand la nimeni. Cel mai ușor și cel mai simplu este cum am făcut și pe partea cealaltă, la parter. Faci aici jump-ul, trebuie să ai multă stamina. Ok, sari mai întâi pe curcuța asta și de pe curcuța asta mai faci un jump și ai intrat direct. Și dacă mergi tot în față, tot în față, cu sprint, sarim înapoi aici și mergi normal în față, te duci direct pe paturi, adică nu mai cazi între aici și trebuie să sari din nou. Multă lumea tendința că sare din nou. Pur și simplu, intrați la parter. Puteți să vă lăsați această ușă deschisă din simplu fapt. Să aveți un pic de cover din spate, în caz că dă prin ușă, să vă micșoreze damage-ul. Intrați aici la parter. Tot la fel, intrați, sunteți atenți, poate să fie acolo, fie cel mai bine puteți să fiți aici, uite să vă uitați încolo și în caz de ceva și trage, aveți acest tip de protecție, să vă uitați în partea cealaltă, că multă lume vine, uite, aici puteți găsi diverse moduri, gloanțe și toate alea, e bine să verificați peste tot că nimeni nu prea vine în spate, puteți să stați aici, chem, dacă știți că vine cineva dincolo, puteți să puneți chiar aici și pe burtă, pentru că nimeni nu se uită aici jos și bateți destul de ușor, mai aveți dacă aveți un scop sau o armă cât de cât ok. Aici mâncărică, tușan ca chestie, poate să spawneze o grămadă de chestii și pur și simplu înaintați aceeași chestie. Vă uitați aici un pic stânga dreapta în față să nu fie, la fel vă urcați în sus, aceeași chestie. Și acum, cum e cel mai ok să intrați din partea asta, vă spawnați zona asta, băi, eu sunt Rainbow, mor direct la 3. Da, vă urcați direct la 3. Deschideți ușa și fiți când s-a deschis, ați și intrat, cât repede ați putut intrat în camera asta. Și din camera asta puteți vă uitați cu scrollul dacă a dat fail acolo. Aici când fugiți pur și simplu, vă pregătiți să fugiți și vă uitați cu scrollul direct pe direcție. Și după tot, short picuri să vedeți dacă vedeți ceva. Și la fel, de aici aceleași chestii cu blind picul, nu mai treacă numai în gloanțe, să-l faceți pe ăla să schimbe puțin poziția sau să fie puțin frică și să vă duceți în partea asta, la și dacă începe să tragă, încercați să stați așa în zona asta puțin și după fac fugiți în partea asta când s-a încetat focus, să nu mă să apucă să tragă din nou, să fiți mai safe și de aici avem cola. Bun, și în partea asta tot la fel, mic shot, picuri, vedeți dacă e și ar încerca să fugiți în partea asta, dar în partea asta, dacă fugiți și urcați direct de la 3 și n-aveți timp, e șansa să vă campezi aici și multă lume campează, uite, în zona asta. Te-ai urcat aici, la etaj, deja știi că vine, pac, te-ai pus aici și îl ții, dar pur și simplu nu neapărat, poți să stai și pe burtă, pur și simplu, aici te hai mă, pune-te pe burtă și la fel te dai în spate cât de mult poți. Și pac, te-ai dus după asta și te-ai dus după asta, te-ai uitat direct frumos cu E-ul la el. Da, aici nu poți să te uiți neapărat stânga, e și mai greluț, dar pur și simplu aici dacă vine, dai un pic un full spray, l-ai ars pentru că el mereu are tendința când vine de aici. Nu prea el să uităm, să uităm față, vede că, mai ales dacă vreau o cască verzuie sau ceva, e șanse mi să vă observe și din prima vine să fac aceste picuri. Și aveți șansa foarte mare să-l doboreți, să-l omoreți, să aveți fragul sau chiar și cu o armă foarte slabă dacă îl numiriți direct în față. Și cam asta este tristoriu. Da, puteți să mai intrați, să faceți jump-uri, da, vă băgați ca nebunii pe astea, dar asta e deja mai complex și este o chestie care nu vă iese din prima dacă nu aveți un level foarte mare, foarte mare, mai mult decât jumătate la strength și alte chestii. Acum mergem în partea asta. Aici putem să intrăm prin spate pe la baie. Dar să zicem, băi, dați rush direct aici când dați rush și de mereu, știți că sunteți ultimul, mă chideți ușa după voi, că poate să vină între timpul timp 3 story să facă clear. Și așa că vă uitați, aici puteți să găsiți gloanțe și alte chestii dacă aveți skill, zicem că nu le aveți. Bun, veniți așa frumos, vă uitați stânga-dreapta, haideți să vă arăt, uite aici aveți niște ceară, vă uitați pe niște gecuțe, vedeți ce găsiți, poate cine știe găsiți ceva bun. Acolo în față aveți două safe, nu prea vă interesează și aici este baia. Baia unde aveți acest dead body și pe aici pe care puteți intra sau ieși dacă veniți dincolo, uite să vă arăt. Veniți dincolo, pac, ce băi, mă duc pe tu-story ca misiune, pac, te-ai dus pe saci, hai să ridic aici pe saci, de aici pe saci, ai apăsat asta A, să te duci încoace și direct pe saci ai apăsat space și tu țin T-ul apăsat, pac, sar direct și pac, ai intrat înăuntru. Aici da, faci, stai așa, faci puțină gălăgie, dar nu este. Ce este dead body pe care poți găsi diverse chestii, na, eu dead body, e dead body, liberi sunt după de situație. Și aici mai aveți chestii unde, astea unde safe-urile, bla bla, nu prea vă interesează, mergem la etaj unde iar avem niște geci. Aici puteți la fel să faceți așa și o picuri, pac, pac, vedeți ce se întâmplă. Aici aveți misiunea cu apa, e altă chestie. Aici vă uitați, două geci în partea asta, vă mai deschideți și prin partea să vedeți ce găsiți. Aici puteți să vă uitați, cine știe ce poți găsi, niciodată să nu zici, bă, nu găsesc.
Aici poți trebui pe setare, că setare le-au primit buff și este o chestie foarte interesantă, să trebuie pe ele aici. Iar în această baie care este închisă, aici ai 20 și în partea asta altă ai alte 20. Tu story nu are cine știe ce, mai mult uși aici sunt mai mult pentru uși, deschizi chestia face aici, ai chestii de loot. Pe ușile astea care se deschise tot timpul, ai un duffel bag, ai două de-astea verzi și ai și... aici această cutie care poate să spice și slick-uri și termale și orice. Acum pur și simplu coborăm aici din tu story. Să vă arăt aici, zicem, mamă, pe jos, mamă ce se facă, mă așteaptă, pur și simplu poți sări pe aici, spargi geamul, ai ieșit de la etaj, pac, te-ai dus și ai fugit în zona ta, nimeni nu zice nimic, că plumea ochii poți să intri la fel și pe acolo. Dar să facem, băi, tu vii direct pe aici, te uiți direct la 2, deschizi, pac, deschizi rapid, te uiți, aceeași chestie, intra pe stânga, deoarece pe dreapta ușa este închisă, nu este ca la tristorii, foarte bine să nu uitați să notați chestia asta. Mergeți direct aici stânga, aici la fel, cu blind pick-uri și alte chestii, dar dacă aveți uși deschise, puteți să aveți cover după ele și să nu prea să vă vadă, mai ales dacă sunt acest uși blindate, deja de mediul de la grunță și deși mai mic decât cele normale de lemn. Și încercați pe cât posibil să fiți iată să încercați să-l bateți pe inamic. La fel, acum depinde foarte bine și cât de bine trageți voi. O să-mi dau aceste căști jos, că se aude foarte tare. Eu folosesc aceste căști, deoarece, bine, dacă ești la început, aceste căști nu te pot ajuta, deoarece auzi mult mai tare ploaia, auzi mult mai tare pașii, la fel și pașii tăi. Dacă folosești niște comtecuri sau niște sordine, da, ploaia se aude mai încet, pașii se aud mai încet, ai tăi, și sunt mai accentuați inamicului, doar că nu e pe o rază atât de mare sau să fie atât de amplă, dar sunt mult mai clare și mult mai fixe. Alea sunt niște căști superioare, doar că aceste căști auzi de la o distanță foarte mare, adică mie pur și simplu îi aud dumnezeiește, doar că trebuie să știi, adică tu nu auzi pe la băie fix la copac, tu l-auzi din zona asta și deja trebuie să te uiți, trebuie să faci scout. Nu e de simplu la comtecuri, băi, am stat la muzică pe ăsta fix în stânga aici, tufă, știi, și direct tragi, nu, l-auzi în zona aia, adică căștile astea zonale, dar se aud foarte tare. Da, auzi și pașii tăi și mișcările tale și dacă îți dai seama de diferență între aceste căști sunt dumnezeiști, dar asta în timp le dobândești și vezi ce toate se întâmplă. Cam ăsta este two story și three story de pe custom. Sper să vă ajute. La fel și la bătaia cu Rașala, dacă e să-l aveți pe dorm, încercați să nu vă duceți direct pe ei frontal, încercați să-i luați unul câte unul ușor, vă ascundeți într-o cameră, vă chiluiți. Dacă v-ați luat damage, încercați să vă bateți din nou, nu stați mereu pe el și trageți full spray, deoarece sunt multe gărzi care au, poate să aibă și Zabralul pe ei și Altină și toate și este păcat să muriți din simplu fapt că a stat pe ei să faceți un spray continuu. Haide bă! Hai, bate-mă, puiule. Hai, mă, bate-mă. Hai, mă. Ai murit, vezi, dacă e slab. Ia să vedem ce armă avea. O, oh, avea una ca, ok. Asta chiar am nevoie de el. Și acum o să căutăm să ne omoare cineva sau facem aici... Așa, bun. Opa, nu fi nebun cu mine. Și la fel, aveți foarte multe stash-uri, adică stash-urile le găsiți... Pur și simplu căutați pe internet custom map și vă arată exact zona unde sunt stage-urile, adică nu pot să vi le arăt acum pe fiecare, că nici eu, știu, nici eu nu le știu pe toate. Dar na, au bară nebunule. Opa, Bonosuka, Ibașoa, nebunule, care e nebun. Scamia a început să facă picuri. Și aici a fost și cu acest episod, sper să vă ajute. Și nu uitați, dacă doriți să aflați anumite chestii, de exemplu, Dorine, uite, arată-ne și nouă cum se face în cel mai mult să fac prima misiune de la Prapor sau unde pot găsi sale pe custom fără să mă duc în altă parte. Și toate astea, hai să lăsăm să ne omoare, hai de vină cu acea puiule, Doamne, o simte de mine, vino scap fericit. Uite, haide, bate-mă, haide. Așa, bun, am și murit. Și nu uitați, să înscrieți în secțiunea de comentarii, deoarece aș aprecia foarte mult, eu nu sunt un jucător pro de Tarkov, eu vă învăț ceea ce am experimentat și eu în acest joc și ceea ce am învățat și eu la rândul meu cum să joc, deoarece bă, îl joci să mori de multe ori, vezi tu ăla cum stă acolo, de exemplu, și am învățat multe poziții de la alți jucători care au făcut chestia asta și mi s-a părut foarte interesantă și toate astea, nu uitați să înscrieți dacă vreți să fac misiunile, adică cât cum e mai ok să-ți faci Terborni Heaven-ul sau unde poți găsi anumit item pentru capa. Și multe alte. Dacă vreți putem să începem șirul de misiuni, să le facem în română, deoarece n-am văzut
videoclipuri în română care să explice în detaliat anumite chestii, sunt foarte multe în engleză, dar ușor, ușor am putea să implementăm chestia asta și în România, deoarece sunt mulți jucători care nu știu atât de bine engleza sau să încerce ei să descifreze motamo și încearcă să le explice băiatul respectiv sau content creatorul acela. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like și să scrieți în comentarii ce ați dori să facem. Acum v-am prezentat fight-ul pe custom, deoarece este o mapă foarte comună. Și aceste mici chestiuțe care poate nu știați despre ele, adică să faceți acest blind shot, blind pick-ul ăla, adică să nu știți în ce trageți, dar pur și simplu mișcați mouse-ul stânga-dreapta încercând să nimeriți inamicul. De multe ori eu chiar am și bătut inamicul, dacă vă uitați pe streamurile mele, am momente când bat așa ceva sau pot să vă învăț short pick-urile sau să vă dau blind pick-uri, cum să vă bateți în apropiere și cum să vă bateți la distanță. După cum puteți observa, eu în apropiere niciodată nu pun ADS-ul, deoarece este o pierdere de timp să apeși click dreapta, acea o secundă poate să vă fie fatală, trageți direct și să nu ridicați ținta, adică băi să-i dau direct headshot. Nu, trageți direct în zona toraxului, deoarece bricolul de la armă poate să ducă un glonț, un lucky shot direct în cap, ce de multe ori se și întâmplă. Dar da, astea sunt în alte episoade, dacă le doriți, nu uitați să scrieți secțiunea de comentarii, mă repet și eu ca papagalo. Ce ați dori să facem? Bine, să facem să fac. În continuare să rămână custom ca un main map unde să facem diverse chestii, să vă prezint toate questurile de pe custom care vă pot veni în calea voastră pentru a dobândi capa-ul, cum să le faceți într-un mod cât mai ok, cum e ok să joci pe noapte, ce e ok să folosești pe noapte și toate alea, deoarece multă lume care joacă recent nu știe, băi, cum să mă descurc mai ok într-un raid, dacă joc solo sau cu tovarăși, și deoarece cu cât joci în player mai puțin sau mai mulți, e greu să ai o coordonare bună. Cel mai bine e să joci în squad, să ai o gândire solo, adică băi, deja să știu al meu cum arată, să încerc să nu-l omor, dar să nu fie acel încerc să nu-l omor să gândești, să trebuie să o gândești într-o secundă, băi, al meu sau nu e al meu, și direct tragi. Adică l-ai întrebat dacă acea persoană n-a răspuns, a, e, meci mai prost. Și asta încerc să explic în alte videoclipuri, dacă doriți acest lucru. Până atunci nu uitați de like, de subscribe și de un coment, deoarece mă ajută foarte mult să văd ceea ce doriți să aflați despre acest joc. Este un joc foarte complex și foarte greu din punctul meu de vedere, adică nu oricine care se apucă de acest joc este bun și nu oricine care este bun este bun la acest joc. Orice naș are nașul, dar măcar puteți să fiți și voi un pui de naș și dacă vă întâlniți cu cineva care chiar știe să joace custom, să zici, bă, nu te duci direct pe el, să știi cum să-i o dai la să zică, uite bă, ce jucător bun. Chiar dacă este level mic, știe jocul, cum am pățit și eu de multe ori. Ne-am lungit prea tare și cer scuze pentru chestia asta, doar că nu prea vreau să fac cut-uri, deoarece vreți să știți că multă lume se gândește, bă, degeaba tai ăsta cum s-a dus până la dorms, că poate eu iau altă rută și ruta aceea nu este bună. Noi acum unde ne-am spawnat relativ bine chiar. Eu sunt un spawn decent care mie chiar mi-ar prinde bine să mă duc, dar nu a fost chiar optim. Depinde de ce misiune am, depinde de ce vrei să faci pe mapă. Dacă ești un adevărat fighter și vrei să ai high risk, good loot, da, este ok ceea ce am făcut noi acum în acest episod. Dacă ești un jucător care nu prea îi place riscul și să fie cât mai avea mai safe, n-ar trebui să facă chestia, dar trebuie să ducă un pic pe ocol sau să stea puțin mai mult la camping, ceea ce nu recomand să campați, pentru că nu învățați jocul campând. No camp, hashtag no camp în comentarii, care se uită până aici și scrie hashtag no camp, îl aștept pe stream pentru un mic cadouaj de la mine. Cine scrie hashtag no camp primește 100.000 de roble de la mine cadou, acest videoclip. Cine nu, nu. Acum să vedem cine chiar se uită adevărat. Până atunci, vă doresc raiduri ușoare și să primiți rechit card fiecare care s-a uitat aici la mine și mă susține. Vă mulțumesc tot, sunteți niște urși grosavi, așa că ne revedem pe stream pentru mai multe detalii și pentru a ne juca împreună, indiferent ce level aveți sau experiență de joc. Deoarece Dorinelo joacă cu toată lumea. Atunci vă pup și vă iubesc pe toată lumea. Și succes în continuare.